Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din seria noastră de Tech It, adică seria mea, de care de fapt seria noastră, pentru știi ceva astăzi așa. Am revenit și astăzi să facem un laborator, tot am chestiile astea la mine. O să mergem să facem laboratorul în partea aia și se apropie noaptea, așa că o să mă întorc și o să iau de aici patul și... hai să vedem dacă găsim o zonă bună în care să facem laborator. O să-l fac în partea aia. Și în partea aia cred că o să mă stabilez, nu știu să văd. Adică mă gândesc să fac pe acolo și un deci fac laboratorul. După aia vreau să mă duc în Nether. Vreau să facem colectorul să meargă singur, adică să ruleze automat. Și după aia vreau să fac un quarry. Și abia după mă apuc și eu de mașinării, vreau să-mi fac o armură care să fie atât de OP încât să nu mai avem stres. Și na, cam asta o să fie, bun. Hai să facem, uite, aici laboratorul, zic și eu, nu știu, am o idee, adică, de fapt, uite acolo, pare o zonă mai dreaptă. God damn it, n-am nicio idee unde să-l fac. Aș putea să umplu zona asta cu dirt și să-l fac aici. Da, ar fi ceva. Faza e că n-am dirt la mine. You can only sleep at night. Oh, come on. Man. Haide. Hai, fă-te, e noapte. Așa. Bun, am apucat să dorm. Acum, hai să vedem. Mă duc până înapoi. Vreau să iau niște dirt și cu el o să umplu zona aia și mă apuc să fac laboratorul. Asta se rezolvă. Bun, și cât o să fac chestia asta, vreau să vorbesc despre un lucru. Mă gândeam să încep să fac iarăși promovări pentru youtuberii mai mici. Adică, mă rog, dacă vrea cineva să-mi lase un mesaj pe pagina de Facebook și să discutăm acolo. Asta pentru, știți, cei care sunt la început. N-am mai făcut o vreme pentru că... Nu știu, deci erau... anumiți oameni care eu le făceam promovare, deci era plătită și le făceam exact cum voiam, adică eu vorbeam cu ei, bă, stai frate, să facem să fie bine și tot erau nemulțumiți că trebuia să le fac clip, că nu știu cum, că n-am vorbit frumos de canalul lor, bă, ok, știi, eu am zis, deci vorbeam cu ei și le ziceam, băi, hai să facem așa, îmi zici ce vrei să zic și eu zic. Și tot după aia îmi ziceau că, bă, n-ai zis bine, dar mă rog, hai fie, las așa. Și plus de asta, de la un timp veneau oameni care n-aveau cea mai bună calitate, ca să zic așa, într-un mod frumos. Și eu le ziceam, bă, frate, scuze, dar ție nu-ți fac promovare. Și pe urmă, vă dați seama că începeau să zic că sunt nu știu cum, că am fițe, că ei mă plătesc și chestii și tot eu fac nazuri. Înțelegeți. Dar acum, mă rog, o să fie la fel. Atât că dacă cineva face fițe, nu-l mai bag în seamă și gata. Bun. Hai să vedem. Trebuie să umplu zona asta cu dirt. Bun. Și se apropie bacul. Și eu sunt, nu știu cum să zic, sunt destul de chill față de colegii mei. Adică toți sunt cea genul, mă făgă bacul și cea genul. Da. Bă, mă duc, îl iau, n-am stres. Cam asta, cam la asta mă gândesc eu. Bine. Acum, dacă o să se întâmple vreodată, dacă o să se întâmple cumva
să nu iau bacul, vă dați seama că, bine, nu cred că o să se întâmple asta, adică, eu știu de ce, la matematică, nu la matematică, la română și la fizică eu chiar, eu sper la peste 9 și la matematică sper la 8. Dar să zicem că dacă n-aș lua bac, doamne, ce hal ar fi. Știi, mai ales că eu stau așa liniștit și să mă trezesc acolo, nu știu, gen, să mă apuce o criză de așa genul. Holy shit, holy shit, e bacul, e important, ușar, nu mai țin minte nimic și să uit totul. Bine, eu și în examenul când a fost într-a 8-a, am stat așa foarte chill, n-am avut niciun stres, am fost liniștit. Am luat 9.45 la română și 6.35 la matematică, deci da, și eu totuși sunt la mate info și vreau să mă duc la SEM. Și mă rog, oricum n-am avut niciun stres, la matematică a fost o poveste. În fine, mi-au dat, eu am făcut, cum să zic, eu am terminat prima pagină și când am cerut foaia de mijloc, mi-au dat tot o foaie de început, cum ar veni. Și n-a fost bine și a trebuit să rescriu în aproximativ 5-10 minute, la final vreo 3 pagini și ceva de exerciții și înțelegeți voi. Per total, tot am reușit să fac un căcat cumva și să iau mai puțin. Ar fi trebuit să fiu luat 8 la ăla, zic eu, dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Dar să nu bag în detalii. Acum ce a fost a fost. Ideea e că mă întreb oare ce o să urmeze, adică știi, acum sunt așa extrem de relaxat cu privință la bac, dar mie tare mie să nu mă panichez așa, gen să fiu așa, să văd subiectele, să zic a, hai că pe ăsta știu, pe ăsta știu, a, hai că e bine și după aia să mă apuc la primul subiect să-mi dau seama că nu-mi dă bine și să fie genul holy și nu mai știu, nu-mi iese bun, hai că mă duc la următorul și să mă panichez de la primul și să nu mai azi nici următorul, să fie genul holy fuck, nu mai știu nimic și să nu mai fac nimic la bac. Bine, asta nu neapărat la matematică, poate se întâmple și la fizică, decât că la matematică am dat exemplu pentru că, na, acolo o duc cel mai prost, acolo m-aș aștepta să greșesc. Oricum, la simulări nu cred că v-am zis ce am făcut, a trecut ceva timp oricum de la simulări, dar la simulări am luat 8.60 la română în condițiile în care a picat luceafărul pe care cine dracu se aștepta să îl vadă, iar având în vedere că a picat anul trecut și nu prea l-am învățat și la Bacovia. Să-mi bag piciorul, nici nu mai țin minte ce a fost. Asta e, n-aveam 14 pe undeva subiectele. Ba, uitați, am subiectele de la simulare chiar pe masă. N-ați auzit asta. Vă zic acum, am avut Eminescu sau Bacovia, hai că am zis bine. Deci am avut Eminescu sau Bacovia. Bacovia n-am apucat să învăț. Deci, dacă era Bacovia sau nu știu, altceva, e foarte posibil să nu fi știut nimic. Așa că am avut Eminescu sau Bacovia și bineînțeles că am scris ce am știut, că ce puteam să fac. Stai. Chiar așa să nu scriu nimic. Bun. Și în condițiile în care eu n-am citit ca lumea, adică n-am știut ca lumea luceafărul și am luat 8.60, eu zic că e bine. Mă rog, vă dați seama, profa nu e chiar fericită. Ea ar fi vrut mai mult, bine, profa de meditații. Profa de meditații este profa pe care am avut-o înainte la clasă și am avut-o 7 ani că am fost la 5-8 la gimnaziu și profa asta știe de ce sunt în stare și a zis că e ok, a zis că e ok, dar că se poate mai mult, bineînțeles, la ce te aștepți de la un profesor. Stați așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La ce te aștepți de la un profesor și profesoara de la clasă, pentru că știți, au corectat profii de la fiecare clasă, în parte, profa de la clasă mi-a zis, adică ea crede că am copiat
Și ea crede că am copiat nu la subiectul 3, ci la subiectul 2, care e un esei argumentativ. Ceea ce într-un fel e bine, adică frate, dacă o profesoară zice că am copiat, adică așa de bine l-am făcut, bine, ce drept eu la ora ei, nu știu, nu prea sunt activ, că nu prea îmi face plăcere, nu-mi place stilul în care predă. De asta și pe primul semestru am avut 6, pentru că nu mi-a dat interesul și acum am 2 de 9. Asta pentru că, bineînțeles, că am făcut un esei argumentativ și nu i-a plăcut că trebuia să dai exemple din literatură. Și nu dă tot exemple din literatură, că am dat test cum ar veni numai din ce pică la subiectul 2. Bine, probabil că nu știți cum e la BAC. E vorba despre un eseu în care trebuie să spui opinia despre ceva. Și trebuie să dai și argumente. Bine, nu e neapărat nevoie, dar profa noastră ține morții să dai și argumente. Și nu argumente, exemple, pardon. Că n-ai argumente, trebuie să dai doar de asta e eseu argumentativ. Și ce să zic? Ea a zis că am copiat. Și eu sunt ok cu asta, sunt chiar fericit. Adică e bine. Și nu prea mă deranjează. Chiar deloc nu mă deranjează dacă ea zice, băi, tu ai copiat și așa, nu? Oh, perfect! Bine, a zis, n-am copiat, dar nu mă crede, treaba ei, eu îmi văd treaba mea. În fine, mai e timp, deci la română sunt ok, la fizică iarăși sunt ok, adică nu sunt chiar, nu duc chiar așa de rău, fizică mai știu, știu electricitate și, mă rog, asta vă dați seama, vorbesc pentru cei în cunoștință de cauză și termodinamică, adică pastele dau, cu toate că nu prea știu termodinamică, adică știu, dar nu știu, nu știu cum să vă explic. Fac termodinamica și știu cât de cât, dar nu știu prea bine. La electricitate știu bine. La termodinamică nu. La termodinamică barem sunt praf, un ultimul hal. Varză, groaznic, nașpa. Sunt bun. Deci ce să zic și eu acum? Mai am 3 luni în timp în care să îmbunătățesc termodinamica. Fizică e ok, dar la matematică mai am destule lipsuri, adică chiar destule. Și, mă rog, cum ziceam, eu zic că am timp să rezolv problemele. Dar acum să vedem ce o să fie. Așa. Nu mă pronunț încă, să vedem ce o să fie la BAC. Și da, în schimb e ok. Abia aștept să scap de bacul ăsta, să am și eu timp să mă ocup de YouTube mai ca lumea. Și stați că se auzise ceva, deci să am și eu timp să mă ocup de YouTube mai ca lumea. Și să am și timp și pentru mine, adică să mă duc și eu și să ies ca tot omul, că n-ai, trebuie să ies și mă gândesc că trebuie să mă duc acasă, că trebuie să lucrez mâine, mă trezesc de vreme. Cam asta e faza. Oricum am pus de învățat și de lucrat serios. Să vedem ce o să iasă. În fine, abia aștept să ajung și la București, scap de orașul ăsta plictisitor. N-am ce face, pe orașul meu și ar trebui să zic că e mare șmecher și nu știu, dar chiar e plictisitor în Giurgiu, n-ai ce face, mai ales seara, n-ai unde ieși. Deci abia aștept să ajung în București, doamne. Și eu care mă gândesc că am prieteni care se plâng că e prea multă gălăgie, prea multă aglomerație în București și așa genul, hai frate, eu nu mai ajung o dată. Da. Stați așa să văd cum ar veni asta. Da,
dar am pus prea la fix, o să trebuiască să mai pun așa niște dirt. De fapt, cred că dirt o să pun după, momentan să-mi văd de construcție. Așa, asta o să fie cam baza laboratorului. Așa. Ups, ce naiba. What the fuck, man. Așa. Bun, acum să vedem unde e mijlocul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Asta cred că e mijlocul. Bun. Una și mijlocul o să fie genul pe aici. Da, pe aici o să fie mijlocul pe undeva. Mă gândesc. Cred că chestiile astea o să le fac așa, o să le fac din lemn. Da, cred că așa o să le fac. Să arate puțin mai diferit. Stai, nu le-am pus bine, nu? Nope, nu le-am pus bine. Am pus un strat strâmb sau cum am făcut? Da, le-am pus... Uite, așa trebuie. Am topor la mine bun, măcar atât. Așa. Deci e ok, zic eu. Da, faza e că... A, ba nu, nu contează, aveam... Am un tornăcop de rezervă. Să sparg și bucata asta. Bă, stai că ceva nu e ok acum. Ok, fac this shit că n-am făcut bine ceva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hopa. De fapt, stai că asta așa ar trebui să vină. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, deci vedeți ce se întâmplă când Cristi încearcă să-și facă de cap în Minecraft cu designul? Nu lucruri bune, clar. Și aici câte sunt? Aici cred că sunt cea de genul 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, deci... Deci pusesem bine prima dată și pe urmă l-am pus strâmb. Ce naiba. Ok, și pe ăsta îl spargem și punem un... Punem o buturugă. Așa, pe astea o să le ridic. Le fac destul de înalte, zic eu. Și în partea asta o să pun geam. Adică o să vin așa. Ups, stai, nu aici, nu. Aici o să punem lemn. Iarăși. Și cam asta o să fie baza laboratorului. Așa. What the fuck, man? What the fuck? Stai că deja mă bate.
Nu, aici nu o să fie lemn. Aici o să fie chestiuță de asta. Și după aia cred că o să pun geamuri. Adică nu cred, sunt sigur că o să pun geamuri. Și după aia să văd cum fac pe aici cu podeaua. Că o să vreau undeva să ducă la parter. La parter să facem o chestie cu chesturi și aici să fie un laborator în care să avem câte ceva electronice și pe mijloc o să fie ăsta cum se numește. Deci fix aici. Aici. Stai că... Oh, goddammit. Stai că nu e bine, că mijlocul e pus ca dracu, mijlocul îi vine ciudat rău. Oricum, ideea e că în zona asta undeva vreau să pun portalul. Adică să fac portalul către Nether. Bun. Așa și gata. Cred că asta e cam tot ce aș fi vrut să fac. Momentan, asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Când o să revenim în episodul următor, o să avem laboratorul ridicat. Am vrut să fac baza, nu o să mai fac prea mare lucru, adică mă rog, am zis, o să pun pereți și toate nebunile alea. Și da, până data viitoare am fost Cristi, sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să pun de like și ne auzim data viitoare. Bye bye!